Bună ziua, doamnelor și domnilor! Invitatul meu de astăzi este profesorul Ioan Zbârciu. Bună ziua, doamna profesor! Mulțumim tare mult pentru faptul că ați revenit la Via Cluj TV. Și mulțumesc! Suntem la un moment de bilanț. Acesta este și rolul acestui interviu, pentru că dumneavoastră ați decis, cred că după două decenii și un pic, să vă retrageți din conducerea Universității de Artă și Design. Ați ocupat mai multe funcții de-a lungul anilor. Dumneavoastră sunteți cel care în anii 2000 a reinventat, a recalibrat această universitate care astăzi se numără printre cele mai bine cotate din domeniul său. Și acum este momentul să tragem o linie și să vedem cât de greu a fost să luați în anul 2000, dacă nu mă înșel, conducerea universității și să o puneți pe drumul pe care se află astăzi. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Dacă e vorba de conducere și calitatea de șef de catedră sau director de departament face parte din conducere, atunci din 90 am avut funcția de șef de catedră, cum se numea atunci, la pictură și sculptură, și din 2000, da, până atunci am mai fost și decan o scurtă perioadă și apoi rector din 2000. Universitatea nu venea, nu se năstea atunci, este în perioada interbelică și plus exista formă de învățământ și mai vechi, de multă vreme. Nu o să facem acum un istoric aici, dar oricum și înainte de Marea Unire, să zic, a existat o formă de școală de artă în Transilvania. Inclusiv în Cluj. Grupul mediu erau... Exact, exact. Pentru că erau meșteșugari și, mă rog, se formau. Sfântul Gheorghe este creată de doi din Cluj, nu? Și erau de toate, de la gravuri, de incunambule, exact, sau exact, de exact. Manuscrise scrise nu, pe nu pergament până la... Nu intrăm istoric, dar oricum nu venea, nu se năștea atunci Universitatea de Artă. Apoi, în perioade și interbelic, a fost un entuziasm, mă rog, pictură, sculptură, cum era atunci, după care, în anii 50, a revenit la Cluj după perioada de Timișoara, timpul războiului, mă rog, și s-a pus bazele unui învățământ, cum era atunci, în comunism. Dar oricum... organizat destul de bine, adică bine, nu, cu multe personalități, Ciupe, Ladea și așa mai de Coș și așa mai departe, Ondra și toți care au fost atunci, apoi mai târziu sunt multe personalități care au avut un rol. Daniel Popescu a fost vreo 16 ani rector, a avut un rol foarte important. Aici să vă spun că este meritul acestor personalități. Da, sigur. Pentru că universitatea a fost atât de bine organizată. Foarte important, e foarte important cine organizează. Acum am cer scuze că vorbesc de perioada respectivă, dar n-am dar este să, foarte bine să o discutăm și să... Provocarea era de așa gen că nu s-a născut atunci, în 2000. Păi a venit o perioadă cu Fest, care a avut un rol important, un grafician foarte bun, și apoi Nica a fost 10 ani director, care iarăși după 90 a fost destul de complicat. Mai puțin ultimul an în care, cu bugetul, cu reorganizarea acolo, a fost o altă problemă și am venit pe aceste baze. De-a lungul timpului, așa de când funcționează, au fost anumite specializări sau secții care au avut o perioadă fastă sau de succes mai mare, inițial pictura, sculptura, cum era, după care grafica a avut o perioadă lungă de succes și au fost multe personalități acolo, dar totuși eu zic Festnica, așa. A fost o perioadă a ceramicii de glorie cu Ana Lupa și Spătaru atunci când erau acolo, dar nu și alții, cu Șanemescu. Bineînțeles, erau și alți profesori, nu? Dar ei au dat tonul. A fost o
o perioadă de glorie extraordinară, de avangardist așa. Și bun, au plecat și au dat demisia și au plecat la un moment dat, dar a rămas cumva atmosfera sau produsul, pentru că mulți dintre studenții domnilor lor sunt profesori sau au păstrat atmosfera respectivă. Da, din 2000, ideea pe care am avut-o, dar încet, încet s-a ridicat pictura foarte, foarte mult, s-a revenit cumva la o recunoaștere chiar mondială prin tot felul de nume care s-au creat și, mă rog, că le datorăm. Succesul acesta nu aparține unui singur om, e adevărat că unui grup de oameni care lucrează. Problema este, apropo de întrebare, ca să fii un conducător, un manager, așa, trebuie să ai o viziune clară și o idee. Cum ar veni ca un vis. Și curajul de a lupta pentru ele. Și, bine, să crezi în ele cu hotărâre și să îți urmezi acel vis și ceilalți să intre în acest vis. Am avut acest noroc că au intrat și sau erau și multe de făcut și ăsta a fost un alt noroc cumva și faptul că mi-a reușit să le fac, am simțit că starea aceea de spirit necesară pentru a putea face un învățământ de performanță a existat și nu numai la pictură, în toată universitatea. Eu cred că în momentul acesta există foarte multe valori în universitate, pot să o ducă mai departe, sper să nu persiste atmosfera de acum care e în perioadă de pandemie. Eu nu pot să pun... e cu mască și uneori se mai dă masca jos și nu mai recunosc fața dinainte. Mă rog, e o perioadă de stres care poate că se influențeze, dar eu sper să starea de spirit favorabilă creativității este necesară. Și oarecum am văzut că majoritatea, care deocamdată este tăcută, dar un artist trebuie să fie tăcut. De fapt, el trebuie să făptuiască altfel. Și un artist este singur, deci oricum... Artiștii lirici n-ar fi fiecare... de acord cu dumneavoastră, ca să glumesc. Cum? Am spus că artiștii lirici n-ar fi de acord cu dumneavoastră că un artist trebuie să fie tăcut. Bun, acum dincolo de glumă. Mă rog, sunt păreri și păreri. Da. Asta e, hai să zicem, da, să ne respectăm părerile și clar, asta clar. E un lucru foarte important. Dar acum important. Dincolo de glumă, într-adevăr, acum universitatea a ajuns într-un nivel la care n-a mai fost niciodată, cred. Dacă ne uităm la clasamentele internaționale, la apreciările care apar în categorii, reviste... Categorii, dar asta de mai mulți ani, e adevărat, încă imediat după 2000 am intrat în vizor. De ce? Pentru că am făcut foarte multe lucruri și cumva ne-a ieșit am urmărit să avem relații internaționale cu formă de contract ca să poată să meargă, să vină, să studieze profesorii sau să predea profesorii, să studieze studenții și am reușit să avem probabil cele mai multe relații de acest tip din Europa, dintre universitățile de artă. Asta e clar, am văzut o statistică, ceea ce pentru noi a însemnat extrem de mult, pentru că e în avantajul celor din Est și, bineînțeles, că și a românilor. Categorii, apoi... vedem, îmi cer scuze, publicații internaționale, precum Huffington Post, da, care au scris despre Cluj, că iată, se află pe lista orașelor în care se creează exact Arta viitorului, da, da. Lonely Planet a recomandat la un moment dat Transilvania ca destinație privilegiată, da, și de asemenea școala de artă de la Cluj era exact printre recomandări. Deci, s-a reușit lucrul ăsta, categoric trebuie păstrat, dar asta nu numai prin performanță, prin muncă foarte multă și prin punerea în față a valorilor. Ele ies în timp singure, așa cum în vremuri tulburi, când apa se tulbură, iese la suprafață ce iese, așa ies și valorile în timp, pentru că vor străluci. Problema este să aibă în atelier munca zilnică pe care trebuie să o depună până când să ajungă să aibă recunoaștere. Dumneavoastră ați făcut acum un pas în lateral, dar veți continua activitatea de cadru didactic, cel puțin o perioadă la această universitate și aș vrea să vă întreb
Acum, cu experiența acumulată, da. Cum vedeți dumneavoastră viitorul acestei universități? Da, eu nu suntem știu, optimiști? Pasul în lateral, poate că așa mi-a ieșit, nu am dorit neapărat să fiu șef, cât colegi sau majoritatea au insistat să particip, să fie ales și am acceptat lucrul ăsta. Mi-am asumat lucrul ăsta. În momentul ăsta cred că nu-mi doresc deloc, pentru că am foarte mult de lucru, am multe proiecte pe care vreau să le pot duce la bun sfârșit, am multe invitații de multe locuri. Sunt câteva expoziții pe rol care trebuie să se deschidă. Acum e o amânare din cauza pandemiei, dar lucrurile sunt acolo, sunt în muzei sau galerii importante și doresc să le văd. Bun, acestea sunt făcute, dar sunt și altele care sunt pe rol și vreau să le pot duce. Și vreau să stau în atelier, am făcut destul, vreau să lucru la alții foarte bine. Mi-aș dori să, m-ați întrebat cum văd viitorul, mi-aș dori să continue. E un lucru câștigat. De multe ori se poate câștiga problema este un loc. Problema este să-l poți păstra. Dar eu cred că sunt multe valori și singuri, asta este democrația, vor simți cine trebuie să aleagă să poată să meargă mai departe. Universitatea să-și păstreze poziția pe care și-au câștigat-o. Nu se poate câștiga așa de ușor. Nu ajunge numai că îți dorești. Trebuie să ai această recunoaștere. Și recunoașterea vine în timp și există o competiție mondială continuă și națională, de fapt. Există o competiție permanentă și între artiști există. Deci nu e foarte bine. Nu este rău, este foarte bine. Probabil trebuie să mergem pe meritocrație și poate că dintr-un anume entuziasm sau dorință de a ne posta întotdeauna bine, de a ne plasa foarte bine, de a avea o imagine bună asupra școlii, poate că de multe ori ajutăm pe să ajungă prea repede, știu, la calitatea de profesor sau de conferențiar sau și poate că nu întotdeauna este bine, dar asta este riscul. Romanii, care poate au fost cel mai înțelept popor al antichității, aveau așa numitul cursus honorum, adică un tânăr, chiar dacă venea din cea mai prestigioasă familie în perioada de aur a Imperiului Roman, trebuia să aibă un parcurs. Sigur că apoi lucrurile s-au degradat tocmai când acest parcurs n-a mai fost respectat, așa a fost posibil un Nero, de exemplu. Da, nu cred că universitatea nu-și voia găsi modalitatea prin care să-și păstreze un loc câștigat și eventual să meargă mai departe. Se schimbă generațiile, se schimbă lumea, există alte forme de exprimare, vedeți, a intervenit internetul, online-ul, o schimbare foarte mare, ca și învățământ are, bineînțeles, că repercursiuni sau consecințe sau și cei care au viitorul în față, știu, sunt mai tineri, bine, sunt mulți care față de mine sunt tineri, dar dacă ne luăm după vârstă, dacă sunt peste 50 sau peste 60 de ani, nu mai sunt chiar așa de tineri. Nu pot să vorbești în numele lor, trebuie întrebați și tinerii cam ce părere au. Tinerii totuși să fie până în 40, nu? Dar există destul de mulți, cam majoritatea care sunt așa între 30 și mai bine și 60, deci majoritatea colegilor sunt așa. Avem foarte mulți profesori cu titlu de profesor și conferențiar, deci aici am ajuns în situația asta față de 2000 când erau foarte puțini. Un lucru cel mai greu a fost de a obține calitatea de
a conduce doctorat, deci a fi o instituție organizatoare de doctorat în artă, pentru că n-a existat lucrul ăsta și ăsta a fost un mare câștig și sperăm să rămână așa, să rămână științific, pentru că altfel, dacă devine numai profesional, scade. Numai ieși din rândul universităților. Universitatea are totuși un alt rol, nu e o școală populară de arte. Păi, dar eu zic să rămână la acest rang de universitate, nu de academie, cum e în lume. Nu. Aș vrea să vă întreb, care a fost lucru pe care vi l-ați fi dorit să-l puteți realiza și nu l-ați realizat din diferite motive, buget, context internațional sau așa mai departe? Ce ați fi vrut să faceți din tot sufletul și n-ați putut din motive independente de dumneavoastră? Chestiunea cu bugetul, nu știu cum l-am fi putut schimba, e o hotărâre a Parlamentului până la urmă, a celor care gândesc bugetul și bugetul țării este foarte mic, am fost acolo și am văzut, eu și atunci am susținut și acum aceeași idee, nu știu, poate că este utopică. Învățământul românesc va putea să facă un salt, mă gândesc la în general la învățământul românesc, dacă 10% din PIB ar fi alocat, ar fi alocat pentru învățământ. În timp de perioada interbelică, de vremea regilor, când da, alocau chiar mai mult de 10%. Bun, și sunt țări care fac lucrul ăsta, mai ales atunci când vor să sunt în curs de dezvoltare și vor să recupereze niște decalaje istorice. Așa, atunci alocă mai mult pentru învățământ și cercetare și saltul este foarte rapid. La noi încă nu se înțelege lucrul ăsta și atunci în Constituție este 6%, dar în realitate nu știm, 3, 3,5, nu știu. 2,5, da, deci da. E hai să zicem trist, însă nu trebuie să ne întristăm, noi trebuie să rămânem cumva, știu eu, nu-i mult să nu se legate, nu-i puțin să nu ajungă. Dacă ai puțin, îți drămuiești în așa fel încât să poți să mergi mai departe. România poate să se blocheze că nu-i 6%. Trebuie să meargă mai departe cu foarte mult, foarte mult voluntariat, cu foarte multă muncă depusă și nu totdeauna plătită. Și aici eu nu pot decât să le mulțumesc multor colegi care au depus un efort foarte mare pentru ca universitatea să fie acolo unde este acum. Și eu cred că întotdeauna se vor găsi oameni așa, pentru că suntem obișnuiți în România să ne descurcăm cu ce avem, nu avem ce să facem. Dar, sigur că pentru a putea să ne comparăm de la egal la egal din toate punctele de vedere, nu numai la performanța pe care o au absolvenții sau produsul muncii noastre, să zic, atunci, da, trebuie o investiție foarte mare și în școli și în spitale, trebuie și în cercetare în general. Aici nu cred că... E o problemă mai complicată, nu, apropo de buget, ca ți-am amintit, da, aici e o problemă mai complicată, ce aș vrea să se... Deci asta este ar fi fost o dorință cumva să vedem că într-adevăr există un, așa cum se declară, o dorință de a se dezvolta învățământul și mai mult un respect pentru învățământ. Pentru că altfel întotdeauna vor fi multe discuții inutile și care nu sunt productive. Deci, problema este că noi trebuie să lucrăm, să facem. Nu neapărat numai să discutăm despre ce ar trebui făcut. Aici, categoric, drumul de la vorbă la fapte că toate este prea lung și sperăm că până la urmă o să învățăm și rămâne să numai cu vorba. Deci, problema este să te sufulci și să te apuci de lucru. Asta este tot. Și eu cred că universitatea, că de acolo am pornit discuția, nu? Își va găsi oamenii întotdeauna și în viitor. Există oameni așa. Eu nu m-am dat la o parte, încă sunt titular, mă rog, acum pe perioadă determinată pe anul acesta, pentru că era nevoie la doctorat. Altfel, am așa de multe, cum am zis, proiecte și îmi doresc așa de mult să... Am stat cam mult, e adevărat, în școală. M-a prins chestiunea asta, am intrat în acest tăvărug așa și n-am mai
Pur și simplu n-am avut timp de bârfe sau de alte lucruri și atunci am organizat foarte multe manifestări de la, poate vă amintiți, Europa Art, și multe alte expoziții în țară și în străinătate cu grupuri. Foarte importante. Eu nu pot să uit când directorul de la Centru Pompidou a venit la Cluj și a devenit doctor cu cauza la universității. N-a fost și în atelier, dar știu. Și multe alte întâlniri din asta, teice. Bun, am fost noi acolo, am la Getty, la Tate, la toate astea, la Pompidou. Avem foarte multe relații cu muzee și cu centre de arte și am stabilit relațiile astea. Toate la un loc, toate creează această atmosferă. Ele trebuie întreținute. Orice relație se poate strica dacă nu este dusă mai departe. Deci ele trebuie întreținute cu o atmosferă favorabilă, normal. Dar nu-i pasul lateral, pur și simplu funcțiile astea sunt trecătoare. Întotdeauna trebuie privit așa. Sunt o perioadă, dacă ai funcția și nu o folosești în sens constructiv pentru instituția la care lucrezi, că până la urmă trebuie să respectăm legile și instituția. Deci eu sunt un om de instituție. Până acum am fost așa, acum vreau să lucrez pentru mine. Deci categoric vreau să am timp pentru creația mea și pentru ceea ce am încă mult de lucru și vreau să pot să mi le duc la bun. Pe termen lung cred că o să fie un câștig pentru întreaga comunitate dacă pentru o să avem mai multe expoziții și mai multe lucrări semnate de dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru această intervenție. Mulțumesc. Mi se pare că, într-adevăr, atunci când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Cluj, avem motive de mândrie. Eu mulțumesc pentru la persoană, multă lume îmi dă telefon sau așa. Mulțumesc, mers cu așa mare bucurie la școală sau la întreprinderea unde am lucrat, cum merg acasă și de acasă am plecat cu bucurie și mă duc cu bucurie acasă și și la școală la fel și acum plec cu bucurie că cred că am făcut cât am putut eu, nu știu ce mi-aș fi dorit să nu fac și, adică să fac și n-am făcut, nu cred. Am făcut cât am putut. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. Prieten, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.